Asculți Inspirație Divină la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Adina Martinescu, iar voi ascultați emisiunea Inspirație Divină la Radio Terra Nova. Prin această emisiune dau șansa fiecărei persoane să-și exprime autenticitatea și să își dea voie să se simtă inspirați și creativi. În această seară l-am invitat alături de noi pe Alin Gabriel Caras, instructor de arte marțiale, hipnoterapeut, Reiki terapeut, autor și coach în domeniul masculinității. La 10 ani, Alin s-a apucat de arte marțiale și și-a dat seama că viața este mai mult decât i se spunea sau putea el să înțeleagă și astfel, de la acea fragedă vârstă, a făcut pași spre poarta propriei sale conștiințe. La vârsta de 18 ani, a pășit pentru prima dată pe tărâmul spiritualității într-un grup destul de restrâns, iar numele său a devenit Alin Z. În prezent așa îl găsiți pe toate canalele de comunicare. Cu timpul a învățat că viața este o lecție și nu există pauze sau vacanțe și orice ai face, este necesar să te auto-observi continuu pentru a reuși să îți ții direcția stabilită. Alin este de părere că viața este despre a oferi înainte de a primi, că fiecare om are ceva de oferit, indiferent de situația sa exterioară. Misiunea sa este să ofere atât cât este oamenilor care au nevoie de asta într-un anumit moment din viața lor. Dar mai multe ne va povesti Alin Gabriel Caras, alias Alin Z, în această seară. Alin, bine ai venit alături de noi, ne bucurăm foarte mult că ne-ai acceptat invitația. Bine v-am găsit și sunt onorat să mă aflu în prezența unor oameni atât de frumoși cum găsești doar la Terra Nova. Mulțumim frumos, Alin. Ce ai mai putea adăuga față de ceea ce am spus eu în prezentarea ta? Și m-ar interesa foarte mult să le spui celor care ne urmăresc, de ce Alin Z? Aici, asta cu Alin Z este un pic mai secretoasă chestiunea, însă noi nu suntem, poate, de acord în interiorul nostru, ca să zic așa, cu numele pe care îl primim în totalitate. Nu ne regăsim. Și atunci când noi începem să ne formăm un caracter, să devenim ceva, cineva, să ne alegem un drum în existența asta, rezonăm cu anumite nume. Aici sunt anumiți oameni care ne ajută, făcând anumite inițieri în diferite culturi, culte sau alte chestiuțe, și numele coboară, se downloadează și vine în noi, după care devenim acel ceva. Spre exemplu, eu când eram copil, eram Gabriel, Gabi. Mai târziu, în școală, nu în alta, pentru că Alin Gabriel este numele meu, Alin este primul nume, mai târziu a devenit Alin în loc de Gabriel, adică aveam două identități, una la școală și una acasă. Și apoi, ducându-mă la competiții, la una, la alta, am devenit Alin, Alin tot mai mult, iar la 18 ani a intervenit și partea asta cu de Z. Spiritualitate, când ți-ai ales tu un pseudonim cu care rezonezi mai bine. Cu care, pentru putem că spune un pseudonim. Exact, exact. Pentru că vă că-l folosești și pe cărțile tale, tu ești și autor de cărți. Da, da, da. Chiar avem o carte foarte frumoasă de care vreau să ne povestești câteva cuvinte în această seară. Puterea pe care o donezi încetează să mai fii un om înfrânt. Da, da. Noi facem foarte multe chestiuțe împotriva noastră. În general, pentru că suntem oarecum educați în așa fel încât să renunțăm la puterea noastră personală. Suntem obligați pentru a fi acceptați în societate, pentru a fi acceptați de părinți, de frați, de surori, de toți oamenii care se află în proximitatea noastră. De societate, bine ai spus. Da, prima dată începem așa și atunci noi facem foarte multe chestii care sunt împotriva noastră. Iar până la 5-7 ani, creierul unui om se află în stare vibrațională alfa. Deci noi suntem, ne exprimăm, dar nu suntem periculoși, nu suntem conștienți de pericole. Nu știm ce pericole ne așteaptă. Dai drumul unui copil de 5 ani, se face direct în mijlocul străzii. De ce? Pentru că nu are conștiință, nu are judecată, nu poate nu-și dă seama de pericole.
Și ușor, ușor, când suntem foarte tineri, noi încercăm să experimentăm diverse chestii, să ne exprimăm în anumite feluri, dar pentru că ceilalți știu mai bine decât noi și noi suntem dependenți de ei pentru supraviețuire, trebuie să le facem pe placă. Ei spun, nu fă aia, nu te du acolo, nu te du acolo, nu te du acolo. Da. Și ușor, ușor învățăm să ne donăm puterea noastră personală. E, după care ajungem adulți, intrăm într-o societate care ne dorește într-un anumit fel, și da, suntem împinși de liniile financiare, de liniile de bună purtare, de liniile de tot felul de chestiuțe, și atunci iarăși renunțăm la puterea pe care noi avem. E, eu am scris această carte, nu este chiar completă, este prima ediție, o să mai fac una, despre cum putem să luptăm împotriva a ceea ce ne este povestit. Pentru că lumea ne este povestită, noi o credem. Ar trebui să pornim într-o călătorie în care noi să o descoperim. Să vedem cine suntem, ce este cu adevărat în jurul nostru și ce anume vrem să facem existența asta. Pentru că viața este scurtă. Așa este. Și ar trebui să ne... frumoasă povestea cărții tale, mm-hmm, și mesajul pe care tu vrei să-l transmiți oamenilor. Ne poți să spune unde poate fi găsită această carte pentru a putea fi cumpărată? Pentru comenzi pe Facebook-ul meu, doar atât. Pe Alin Z, Alin poți Z fi găsit. Da, da, da. Alin Z, acolo mesaj privat. Deocamdată nu distribui în centre și în așa, pentru că este un, să zicem, un material mai restrâns, când da, va veni a doua parte un la care lucrez. Pentru când oamenii, da, o să fie cu adevărat pregătiți să primească mesajele, exact, tale. Pentru că este o carte inițiatică, eu numesc. Da. Ce scrie acolo nu prea este în concordanță cu ce e, de fapt, în jurul nostru, ce se vede cu... ochiul se poate liber simți exact cu cele cinci simțuri. Dar cei care își pun întrebări și vor să descopere mai mult decât ceea ce se vede, decât ceea ce este, nu înseamnă că nu există dacă nu se vede, da? Este invitat să dea un follow pe Facebook. Acolo și eu mai scriu, mai există, am și o pagină, puterea pe care o donez, există o pagină de așa și acolo pot fi contactat. Și acolo se găsesc, bineînțeles, câteva chestiuțe din carte, câteva pasaje și acolo va vedea persoana respectivă dacă rezonează sau nu rezonează. Totul în această viață este o alegere, așa că nimic nu este greșit cât timp ție îți face bine. Exact. Nu contează în ce crezi. Poți să crezi în coada de mătură, nu e nicio problemă. Dacă tu crezi și o pui deasupra, dacă e ok. Ai sufletul liniștit și mulțumit, da, cu alegerea, da, făcută. Nu există bine și rău atâta timp cât, bineînțeles, nu călcăm oamenii în picioare și învățăm să trăim sensibil. Că despre asta e. Foarte frumos spus. În contextul ăsta nu există bine și rău. Dacă putem să pășim în existența asta cu grijă, să nu ne dorim să facem ceva rău în jurul nostru și să-i pedepsim pe ceilalți sau să facem. Că, de fapt, ura este o travă pe care o bea omul în cauză și se așteaptă să moară altcineva. Tot timpul în cazul ăsta ne facem rău nouă înșine. De asta trebuie să fim tot timpul pe energie bună, pe intenții bune. Nimic nu este personal. Da. Nimic nu este atât. Și detașați. Da, detașați, să vedem ce este despre noi. Rămâi întotdeauna cu lecția. Uh-huh. Asta ar fi chestia. În rest, nu contează. Experiența ai avut-o, ai interpretat-o, pentru că mai este o dimensiune a părții astea psihologice. Noi nu rămânem cu ceea ce am trăit, ci cu ceea ce am înțeles din ceea ce am trăit. Da, din această viață. Exact. Odată ce tu ai o experiență și te lovești de ceva, tu tragi o concluzie în urma acelui ceva. Bă, poate nu sunt destul de bun, poate n-am făcut aia, sau poate altcineva este vinovat. Nu, lasă concluziile, ia lecția așa cum e, vezi ce anume a rezonat din tine, să te ducă acolo și după care schimbă. Întotdeauna trebuie să interpretăm cât de cât corect pentru a ne situa pe o linie care ne duce acolo unde ne dorim noi, de fapt. Că până la urma urmei, fericirea ce poate să însemne decât ca viața să se întâmple așa cum ne dorim noi. Măcar 90%. Că de aici e fericirea. Da. Că în general există partea asta de rezistență. Există o opoziție undeva și trebuie să o împingem. Dacă ne ducem la fiare, da, cineva îți spune o fiară și o împingi. Dacă nu ar exista acea opoziție, n-ai deveni mai puternic. Așa și în existență. Sunt foarte multe adversități care se așează în fața ta și încearcă să te oprească. Da. Dar doar pentru a te face să devii mai puternic, o versiune mai bună a ta
și așa mai departe. Și mai conștient de potențialul tău. Mm-hmm. Foarte interesante toate aceste informații împărtășite până acum, Alin. Dacă ar fi să intrăm în tematica propusă, da, pe care știu că am căzut de acord împreună la început de emisiune, tu fiind și coach pe partea de masculinitate, cred că ascultătorii noștri și cei care ne urmăresc ar fi foarte interesant să vadă un pic lucrurile din perspectiva unui bărbat în foarte multe aspecte ale vieții. Așa că îți mulțumim că... Sunt bucuros să împărtășesc. Vrei să împărtășesc din secretele masculinității. Da. Și dacă toți suntem aici, ce ar trebui să reprezinte masculinitatea cu adevărat în zilele noastre? Da, o întrebare foarte bună. Mulțumesc. Este... Masculinitatea ar trebui să reprezinte integritate. Și cu asta basta. De aici, bineînțeles, se nasc o grămadă de ramificații. De alte întrebări, adică da. Asumare. Adică... asumare, inteligență, partea asta de echilibru emoțional. Pentru că dacă ești bărbat și fugi dintr-o parte în alta, începi să faci, să dai cu pumnii, să arunci chestii, să nu ai cuvânt, să nu ai... Pentru că în lumea noastră contează foarte mult. Cuvântul, dacă faci ceea ce ai spus că vei face, da, dacă vii atunci când vei spune că vii, dacă ești ceea ce ai spus că ești. Pentru că deseori se întâmplă în relațiile incipiente să apară masculul, să promită, da, exact, politic, da, știi că eu sunt, că eu fac. De ce? Pentru că e normal, se numește, în seducție se numește peacocking. Asta înseamnă fazanul ăsta în americană sau engleză, mă rog. Da. Și fiecare își arată calitățile, fiecare este cât mai... mare, cât mai înfoiat, cât mai bine, el este grijuliu, îi trage scaunul, închide ușa, îi face, oh, ies, draga mea. Dar după, bum, nu mai face. Și atunci apare acel reproș veșnic și omniprezent. Nu bine, mai ești sunt ca niște etape. Etape pe care un bărbat cred că trebuie să le parcurgă în relația, da, cu o femeie. Problema știi cum apare? În momentul în care tu livrezi și după aia nu mai poți să livrezi, da, orică nu mai vrei, orică nu mai știi, orică doar ai livrat vorbe, iluzii, pentru că există, în lumea femeie există și conceptul ăsta de autoseducție, care funcționează, este genial, genial asta cu autoseducția. Și atunci apar conflictele, dar bărbatul ar trebui să fie ceea ce spune că este, să fie integru, să nu se vândă ușor, da, să facă, să aparțină unui grup. Pentru că noi bărbații am trăit în grupuri, avem nevoie unii de alții pentru a crește și cred că bărbatul din zilele noastre nu se mai regăsește în direcția asta. Din ce în ce mai mult, pentru că în mediile sportive mai găsești. Dar în general, am un prieten, doi, fiecare se plânge pomul celălalt, fiecare stă la un pahar și nu face nimic și așa mai departe. Deci, să revenim, integritatea ar fi, cu tot ceea ce presupune, ar fi răspunsul la întrebarea asta, ce ar trebui să fie masculul modern. Da, se poate învăța această masculinitate, adică există cursuri în acest sens? Da, există o mie de cursuri. Se pot lăsa bărbații ghidați? Bărbații se pot lăsa ghidați, nu-i nicio problemă, doar că trebuie să înțeleagă ce anume își doresc și ce vor primi de la ceea ce... Da, ce caută la urma urmei, că fiecare cred că își dorește totuși altceva. Da, fiecare își dorește, dar cei care vor să fie mai masculini, asta apare, este o cauză, să zicem, a unui gol interior pe care îl simt și un efect al faptului că, domnule, ar vrea fiecare să fie mai plăcut de sexul frumos. Da, ar, da, vrea să aibă mai... Pentru că ne validează treaba asta. Da, atunci când ai succes la o femeie, ești mai... Mamă, ce cool ești! Sau ești un bărbat alfa, că tot auzim această expresie. Ce presupune, de fapt, ce înseamnă să fii un bărbat alfa? Bărbatul alfa al zilelor noastre este cel care îi prinde de gât pe ceilalți. Nu! Bărbatul alfa este despre putere în esență. Acum, cred că treaba asta cu alfa este oarecum scoasă din context și nu este destul de înțeleasă de oamenii care o predau în esență. Dom'le, ce să fii? Cred că e doar un marketing, da, partea asta cu alfa, pentru că s-a luat de la animale, masculul alfa, da, și tu trebuie să fii ăla alfa. Nu trebuie să fii neapărat alfa, pentru că dacă ne uităm bine, masculii care conduc lumea nu sunt deloc alfa. Elon Musk nu mi se pare că ți-ar putea rupe capul direct și te-ar mânca tot.
Da. Nu mai știu și care. Este un bărbat foarte puternic. Și este un bărbat, unul dintre cei mai puternici bărbați de pe planeta asta, care nu-i deloc alfa. Da. Deci nu e. Cred că alfa asta, cum o pun băieții ăștia care fac asemenea cursuri, e de fapt, ei vor să spună de fapt că ar trebui să fii puternic, să fii asumat, să nu-ți plângi de milă, însă masculinitatea nu se învață, se descoperă. Te artele poate ajuta marțiale. O femeie să-ți descoperi masculinitatea? Mai târziu. Întâi trebuie să-ți faci tu propria dacă ta călătorie. Dacă tu dai de o femeie care îți poate, te poate ajuta, dacă o întâlnești în existența asta și nu ești pregătit, nu faci decât să bum bum și gata. Da. Deci prima dată trebuie să te antrenezi ca să găsești o asemenea femeie, pentru că altfel doar te va frustra. Bineînțeles că la nivelul 2, da, femeile, pentru că înveți, masculul alfa în general, el are grijă de oamenii din jurul lui. El, dar este stăpânul, să zicem. La el nu se discută. Păi el nu-l contrazici, el știe, el face. Ai terminat. Ei, și atunci apare femeia care îl contrazice. Și spune, dar nu ești suficient în anumite chestii. Deci nu te mai da tu așa de mare. Ei, el trebuie să conțină chestia asta, să o audă, pentru că una dintre chestiile alfa, să zicem, da, a masculinității, nu neapărat alfa, este și abilitatea de a asculta. Și de abilitatea de a empatiza pe cât posibil, pentru că bărbatul nu este un empatic prin definiție. Dar dacă învață să asculte și e liniștit, atunci va putea să facă, să poată face față acestei provocări care se numește femeia. Da. Deci, ca să revenim la întrebare, masculinitatea nu se învață, ea se descoperă. Și atunci, printr-un program de arte marțiale, printr-un program de conștientizări, printr-un program de inspirație. Pentru că dacă îl vezi pe ăla că face lucru, să zicem profesorul pe care le-ai, învățătorul, coachul, cum vrei să-i spui, el poate să facă și nu doar îți flutură nunceacul pe la nas, ci te ajută, fă și tu un pas și uite, faci asta, dar ca să faci asta, ce trebuie să faci? Păi trebuie să fii mai integru. Că vorbeam cu cineva acum ceva vreme și omul respectiv blama femeile. Dom'le, femeile de ziua de astăzi, și am zis, bă, tot ce vrea pentru tine o femeie sau pentru ea la tine este de fapt bun pentru tine. O femeie vrea ca bărbatul să fie inteligent, o femeie vrea ca bărbatul să arate bine, o femeie vrea ca bărbatul să fie prosper. Unde vezi tu problemă în asta? Deci ia-ți atributele alea și după care vei avea o femeie bună, de calitate. Da. Da. Dacă nu, rămâi cu ce mai este, că sunt pentru toată lumea. Legat de această întrebare, ce-și doresc femeile? Dacă bărbații își doresc asta, femeile? Aici intrăm pe alt teren. Știi cum e? Cred că prima dată suntem oameni. Și cum ziceam, noi ne dorim ca existența asta să funcționeze așa cum ne dorim noi să funcționeze. Acum femeile nu știu exact cam ce ar vrea. N-ai să vezi o femeie care vine și zice, bă, asta e rochia, asta o iau. Am ieșit, am plătit-o și am ieșit în magazin. Nu, e așa rochia și pe drum mai vede una, alta. Stai așa un pic să o probezi și pe asta. Bă, dar ți-ai luat una. Nu. E. Așa e și cu bărbații? Le vine greu să-și aleagă un partener? Bărbatul se duce, asta e, a luat-o și a plecat. Pentru că știe, dacă eu am băgat piciorul într-un papuc, îl văd stă bine și mă simt confortabil, mie nu mai trebuie altul. Că poate undeva există un pantof în magazinul ăla pe care încă nu l-am găsit și a trebuit să-l probez. Nu. Eu m-am dus, l-am luat. Problema e că nu stă. Nu stă de nicio culoare, deja mă frustrez. La a cincea pereche am plecat din magazin. N-are ce. Și după aceea mai vin peste 3 săptămâni, până atunci umblu în opincile moștenire de la tata. Adică voi gândiți în sistem de cutiuțe. Fiecare lucru are cutiuța Fiecare lui foarte lucru bine are cutiuța închisă. Lui. Și nu au legătură una cu alta. Da, pe când femeile, la ele cum stau lucrurile? Ele au legătură totul cu absolut totul. Așa. Adică de la o chestie foarte simplă se ajunge la o chestie foarte complexă și totul are legătură cu absolut totul. Ceea ce, iarăși, modalitățile acestea de a gândi ne diferențiază foarte mult și creează foarte multe conflicte în noi. Pentru că noi ne gândim, bă, dacă eu am zis că fac asta, am făcut și gata, s-a închis povestea. Ea nu spune, eu am zis că fac asta, dar după care a mai apărut un lucru și după care îți mai amintești când ai zis tu lucrul ăla și de fapt chestia asta are legătură și de fapt ce ai vrut să spui. Și apare un întreg amalgam. De aia noi suntem diferiți, dar ca să o luăm de la capăt, noi suntem oameni, în primul și în primul rând. Ne dorim cam aceleași lucruri, de bază. Să avem ce mâncare, unde dormim, alea ne reproducem un alta. După care ne elevăm, ne urcăm pe ceacre și începem să devim mai conștienți de noi înșine, da, și începem să ne dorim lucruri.
chestii. Adică trăim prin mental. Începem să facem anumite chestii de plăcere, începem să atingem anumite chestii pentru că așa ne dorim, începem să ne luăm plăcerea prin intermediul minții, ca să zic așa, nu doar prin corpul. Spre exemplu, pe chakra 1 ești, dormi, mănânci, da, te reproduci. Nevoile de bază. Dar cum ar fi să gândim la nivel de suflet, nu la nivel mental, într-o relație bărba-femeie? Sau până ajungem la chakra 4, până ajungem, trebuie să trecem mai și prin alte mai este, etape. Trebuie să trecem prin niște etape, uh-huh, și ar trebui să ne elevăm. Bineînțeles că noi funcționăm, dar ar trebui să ne elevăm cumva. Și asta se face prin conștientizare, prin studiu. Ok, am învățat un lucru, am citit o carte, am preluat o perspectivă. Da. Ce fac cu acea perspectivă? Cum se aplică asta în viață? Asta ne lipsește, pentru că oamenii se îmbogățesc citind. Am închis cartea și mă întorc la viața mea. Dar, de fapt, nu e despre asta. N-ai închis cartea, o studiez. O studiez azi, o studiez mâine și vezi ce se aplică pentru tine, ce poți să iei de acolo. Da, și o înțelegi altfel de fiecare dată, pentru că tu ești la altă etapă de evoluție. Exact, nu rămâi, nu bați pasul pe loc. Aceeași informație, odată ce tu te duci pe alt nivel, o vei percepe altfel. Mm-hmm. Pentru că nimic nu este static în lumea asta, totul vibrează. Așa este. Și atunci femeile își doresc siguranță, își doresc afecțiune, își doresc să fie ascultate, să trăiască o viață împlinitoare, să aibă o carieră, să una, să alta. Acum, mai de mult, căsătoriile se aranjau. Erau foarte puține căsătorii din dragoste. Cine era mai bogat, de la regi, împărați, până la oamenii mai de rând, așa. Da. Divorțul sau te înșela partenerul însemna probleme financiare. Pentru că tu n-aveai treabă, nu puteai să zici că, băi, îl iubești. Hai, serios, îl iubești. Ce să iubești? Te-ai văzut că povestea maică mea pe vremea, când era vremea ei, o fată nu a vrut să se mărite cu pretendentul. Da. Și aia a zis nu. Și a coborât una de pe cuptor și a zis, ia-mă pe mine că merg eu. Și a zis, bine mă, hai. Și cam atât asta. Atât de ușor se făceau alegeri, da, asta dată. Era. Asta era și atunci, normal, ce relație vrei să ai? Dacă tu nu reușești să te aliniezi cu omul ăla, nici nu știi, nici nu știai, mai ales vremurile alea. Acum, problema era în felul următor. În momentul în care o căsătorie aranjată, aveai o problemă dacă te despărțeai sau partenerul înșela sau nu știu ce. Probleme financiare. Acum, femeile s-au dus. De ce înșeală lumea? Ho-ho, aici am deschis cutia Pandorei. Da, aici este un domeniu enorm de vast. Nu știu, o vastitate din asta. Oamenii înșeală din... Acum hai să-i punem pe categorii. Femeile, de ce înșeală un bărbat? Că... Hai să vorbim despre bărbați. Acum, înșelatul e diferit, înșelatul masculin, de înșelatul feminin. Este foarte diferit. Un bărbat își înșeală cu adevărat partenera în momentul în care o abandonează. Își ia o amantă și o abandonează. De ce? Bărbatul poate să facă, să se culce cu alte femei fără să existe o implicare emoțională în direcția aia. Nu problem, bărbatul nu are nevoie de sentiment. El se duce, e treabă mecanică, nu are nevoie de dragoste, de amor ghebos și alte chestii. Nu, pur și simplu. Ar trebui să fie, să aibă nevoie și de dragoste. Cine? Un bărbat. Un bărbat poate să aibă nevoie, dar o face rar și cam o singură dată în existența lui. Și dacă întâlnește pe cine trebuie, bine, dacă nu, nu. În schimb, înșelatul bărbatului este atunci când el de fapt abandonează. Este atunci când ei doi sunt tineri și pornesc la drum, se duc, și fac un business împreună, ele își iau o amantă și o părăsește. Asta este trădare. Aici bărbatul și vine karma după, fără nicio discuție. Am văzut foarte mulți oameni. Băi, nu contează că mai vrei tu o amantă, că ți-ai descoperit, că nu știu ce. Dar nevasta ta trebuie să rămână nevasta ta. Indiferent ce, cu emoțional, cu grijă, cu tot ce trebuie. Când vine vorba despre înșelatul feminin, da, aici e mai nasol un pic. Aici de ce consider că înșeală femeile? Femeile? Că se presupune că ar avea tot ce au nevoie acasă. Nu, păi nu se poate. O femeie nu înșeală. Deci, în seducție, există o chestie. Orice femeie care este dispusă să aibă o relație cu un bărbat, adică nu este gay, da? Nu este așa, este cuceribilă, este abordabilă, în afară de femeia care este fericită. Deci, da, o femeie care este împlinită, este fericită și este acolo, nu va putea fi cucerită, pentru că nu va lăsa să intre nimeni în lumea ei din cauza că pur și simplu nu vede ce e în exterior, nu-i pasă.
Pentru că este înțeleasă, este susținută. Ce mai face? Bărbatul este un pic peste, îl adoră și în momentul în care ea are o problemă, vine la el. Da, deci totul pornește de la fericire. Dacă totul. Ești fericit, cred că și pentru un bărbat ar trebui să fie valabil același lucru. Dacă este fericit, dacă este în plin, dacă respectă femeia respectivă, dacă o iubește, dacă îi stârnește, pentru că chestia care este, femeia trebuie să, ca să reușească, să poată să aibă o relație cu un bărbat care are variante, că vorbim și despre asta, sunt bărbați care nu au variante și sunt bărbați care au. Ei, o femeie care vrea să fie cu un asemenea bărbat, trebuie să-l convingă cumva să-i ofere acces la resursele lui. Iar asta nu se face doar prin fizic. Da. Trebuie să trecem la o nouă dimensiune. Da, chiar mi-aș dori să aprofundăm această discuție și în cadrul unui următor interviu, Alin. Acum, pentru finalul primei părți a emisiunii de astăzi, aș dori să le mai spui o dată ascultătorilor noștri și a celor care ne urmăresc unde te pot găsi în cazul în care vor să participe la un workshop de masculinitate sau vor să achiziționeze una dintre cărțile tale. Eu sunt descoperibil, găsibil și așa mai departe pe contul meu de TikTok, Alin Z, și pe Facebook. La fel, Alin Z, acolo îmi puteți scrie. Eu sunt un personaj simplu. Și pe TikTok știu că ai filmulețe TikTok, foarte TikTok, frumoase. Da. În TikTok încerc să pun în lumină partea mai pozitivă a vieții, o parte de masculinitate, cam ce ar trebui să faci, cam care ar fi perspectiva, cam de unde ar trebui să începi și tot așa. Dar cei care sunt curioși pot să mă găsească la Alin Z acolo pe TikTok sau pe Facebook. Da. Și ca un ultim mesaj la finalul emisiunii pentru toți cei care ne ascultă, care ai alege să fie acesta? În momentul în care ești pregătit, semnele sunt peste tot. Ce ar trebui să facem în fiecare zi, ar trebui să ne programăm mintea să vadă ceea ce nu vede în momentul acesta. Să nu ne mai focusăm pe ceea ce nu avem și să ne aducem corpul, să ne găsim un pic de liniște, să ne aducem mintea și corpul în același punct în care ne putem simți liberi, frumoși și liniștiți. Mulțumim frumos, Alin Gabriel Caras! Ne bucurăm foarte mult că ne-ai acceptat invitația în această emisiune și te mai așteptăm cu drag alături de noi și vinerea viitoare. Iar vouă, dragii mei ascultători, până data viitoare, nu uitați, fiți creativi și inspirați! Seară în armonie!